frustrările delicat, care le-au avut. Te întreb ceva delicat. Nu mi-o lua în nume de rău. Tatăl tău era, îl considerai, adică putea fi considerat un interlop? Pentru că asta s-a scris. Procurorii au scris, domnule, răfuială între clanuri interlope. Tatăl meu era, a fost mai mult decât un interlop. Tatăl meu a fost un lider. Okay. A fost un lider, dar era la un nivel mult mai înalt decât... Ok. Da. Și ei au vrut să-i demonstreze tatălui meu, nu știu ce au vrut să-i demonstreze ei, okay. Și m-au atacat pe mine. În urma deci acestei... El s-a dus acasă, el a susținut că a fost bătut de voie acolo. Dar nu a fost bătut, nu pot să-mi bați un bătrân. Uh-huh. Omul era bătrân, l-am gonit, pleacă, domne, zice, putare, ne-am înjurat acolo, pleacă, okay. Treacă de aici. Bun, a plecat acasă. Și a plecat acasă, acum ce le-a spus el copiilor, fisul, ginerul, ăștia, că ăștia nu știu cum au înțeles, că au venit, probabil eu au venit hotărâți și m-au auzit de la taie și au venit. Și m-au găsit pe mine în bar, un copil de 20 de ani. Deci eu, asta mă rog, a fost... Unde era? Pe Polonă. Pe Polonă. Păi era, okay. Era barul nostru. Era ca zis, da. Okay. Așa. Și ei au venit și m-au găsit pe mine singur acolo. Îți dai seama, Costin, că erau câți? Dacă era să-l fi bătut noi pe taicăsul, cum au tot susținut ei. Era normal să ne punem și noi în gardă? Băi, hai să ne pregătim, că l-am bătut pe ăsta. Ok. Dar eu fiind singur în cafenea acolo, de aici trebuie să înțeleagă ei. Trebuia să fi înțeles, că acum deja faptul este consumat. Trebuia să fi înțeles ei că nu s-a întâmplat nimic. Că dacă era să se întâmple ceva cu taicăsul, ne puneam și noi în gardă. Bă, hai, că s-a întâmplat asta, să ne pregătim și noi acum. Okay. Nu știm ce se întâmplă. Așa funcționează un pic lumea asta. Da, cred că oriunde, când se întâmplă ceva, nu numai lumea asta, cred că în toată lumea. Când se întâmplă un scan, se întâmplă ceva, trebuie să te aperi după aceea, să te pregătești să te aperi. Așa și... Tu ce, erai în bar? Eram în bar acolo, mă jucam biliar cu un prieten și au venit 15 inși. Și au tăbărât pe mine, deci eu la vremea aceea aveam 20 de ani. Deci eram un copil. În momentul ăla erai fotbalist? Jucam fotbal în Austria, eram ofertat de către Hajduk Split din Croația. Așa. Și așteptam, deci venisem luni și urma luni să fiu la Split să-mi negociez contractul. Și vineri mi s-a întâmplat. Ok, au intrat peste tine, da. Tu jucai biliar. Da, au intrat peste mine și... Direct cu direct, da, bătaie. Da, cu bătaie, da. Dar la... Ok, înțeleg să bați pe cineva, da, să scoți sabia... Au băgat ca... Deci, dacă mă tăiau sau mă băteau, ok, găseam și noi o modalitate să ne răzbunăm. Așa. Dar eu am fipt sabia, deci ăsta am fipt sabia în mine, mi-a băgat-o pe aici și mi-a ieșit pe aici. Da, așa. Deci am fipt sabia în mine. Ăștia erau oameni de iertat. Am scăpat ca printr-un miracol. Deci a fost un miracol cum am scăpat. Doar eu știu. Ți-ai și familia. Ți-ai pierdut cunoștința sau ceva? Deci barul Capris se afla la 500 de... Ori, nu? Deci barul Capris se afla la 500 de metri de spitalul Floreasca. Ok. Ok. Ei când m-au junghiat, am fost... Deci unul mi-a dat cu... M-a tăiat pe aici, pe la... Ai semne și acum? Da, am semnul, da. Așa. Deci m-a tăiat pe aici. Mi-a tăiat o venă care curgea destul de... Ok. Da. Aici mi-au perfurat plămânul. Am fost atins... De fapt, partea stângă, în partea stângă, deci reține la un milimetru și jumătate de inimă. Deci nu un centimetru, un milimetru și jumătate de inimă. Da, așa. Incredibil. Deci al doilea mira, al treilea, când au tăbărât peste mine acolo, norocul meu a fost că nu mi-am pierdut cunoștința. Adică, așa, de ce? Mi-au dat cu bâtă în cap, cu alea așa. Și după ce te-au înjugheat, au continuat să te lovească? Au continuat, da. Băi, hai să mă pun așa, poate să opresc ăștia. Mă rog, bine, tu având și Constituția asta... Eram, când au plecat, eu m-am ridicat râzând, zic că bine, că asta e, gata, n-am nimic. Dar țâșnea sângele din mine ca din cișmea. Și n-am intrat în panică. Deci ăsta a fost al treilea noroc. Fiindcă dacă eu îmi pierd cunoștința, la cum pierdeam sângele, eu nu mă mai trezeam. Adică până te luau oamenii, până te duceau, până te... Probabil că ai fi pierdut atât de mult sânge încât nu exact, mai puteai fi salvat. Am ieșit afară din cafenea, așa, plin de sânge, dar nu m-am panicat. În momentul ăsta vine un Dumnezeu, că există Dumnezeu, așa. Un părinte al unui copil care l-avea la Dinamo. Și cum o vede, Lică, ce-i cu tine așa? Zic, domnule, poți să mă duci până la spital, te rog frumos, cum mă, tată, să nu te duc, hai de mă copilul meu, că eram un copil 20 de ani. Da. M-a băgat repede în mașină și... Pac, repede la spitalul Floreasca.